Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. De această dată un episod super, super scurt. Ce vreau să vă arăt mai exact, sunt pe contul lui Helix. S-a jucat un match de 2v2 și a reușit să facă egal. Acum vă gândiți, bă, dar ce așa special? Bun, ideea e că a făcut egal la scorul de 3-3, adică ambele echipe au spart Nexus-ul în același timp, Nexus-ul. Și am rămas cumva blocat la LoL din ceva motiv. Nu Nexus-ul, King Tower-ul. Dacă vă place chestia asta și nu știu, poate n-ați observat prea multe, de fapt observat, n-ați prea văzut meciuri care se termină egal în genul ăsta, dați un like corect, la mine de like-uri suntem super mega forță și poate dați un share pe Facebook sau pe orice să vadă și prietenii voștri genul ăsta de meci. Eu până acum, sincer, n-am văzut nici măcar o dată un meci în genul ăsta, așa că hai să vedem nenea meci. Cum s-a derulat? În legendarii arena, corect, Yumo plus Max și Helix cu Patodac Junior. Să vedem, sunt chiar curios, ia să vedem și deck-urile și elixirul. Deci imaginați-vă care sunt șansele într-un match de genul să termine egal. Și nu egal, că fiecare o spart câte un turn sau ceva. Ambele echipă să spargă în același timp King Tower. Și chestia e că sunt gen două echipe, știi? Adică nu-i 1 vs 1 și n-au, să zicem că șansele cât e cât acolo existente. Aici practic oricare din cei 4 jucători, dacă puneau la plezneală o carte și nu nimereau să fie gen perfect sincronizate, nu mai ieșea egalul. Sper că ăla o să spargă turnul ăla dintr-o bucată. A, nu chiar. Mai rămas cu niște HP. Prințesă de 3. Nice. O să spargă turnul, dar mă nu uită, frate, fix la limită. Deci gândiți-vă, fiți atenți, numai ca să vezi scenariul. Dacă spărgea prințesa acolo turnul, meciul ăsta avea alt outcome. Alt, cum ar fi în română, rezultat? Ceva în genul. Deci gândiți-vă, o singură chestie, o singură carte pusă în plus, putea să facă să fie meciul diferit. Să nu fie 3-3. Băiatul ăsta din nou un Sparky. Probabil că acum o să bage aici la River Skeleton, nu știu cum îl cheamă pe ăsta, îl bagă direct aici. Skeleton Giant, nu știu ce-mi venea să zic Skeleton King, dar ok. Oh, și Mega Knight. Îți crezi ce o să facă echipa albastră? Bănesc că o să bage, cum îi cheamă pe ăștia, Elite Barbarians aici. Și o să sparg în același timp taurele sau... Oh, uite, fac defend, bun. Și bănesc că, mă așteptam la altceva, mă așteptam să bage ăștia toate cărțile aici pentru King Tower. Aici o să spargă Taurul, balonul lui Helix, Durexul lui Helix, level 6, asta a sunat foarte, foarte iurea, Durexul lui Helix, extrem, extrem de rău. Elite Barbarians, frumoasă distragere acolo. Sunt chiar curios, cum o să fie? Ce cărți folosesc fiecare? Oh, nice. Deci merg la 3 coroane aici. Bine. În mod normal m-aș fi dus pe partea asta. Adică oricum nu puteau să facă altceva, știi? Hai să iei HP-ul la Taur. Și uite, bam, 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 bam. Și fix deodată, frate. Deci care sunt șansele să se întâmple o chestie de genul? Draw la 3 coroane? Cred că coroane te zice, nu? Da, deci gândiți-vă, care erau șansele? O singură chestie, o singură carte dată aiurea și putea să fie total diferit rezultatul în meciul ăsta. Cam asta a fost meciul, doar pentru asta am făcut un episod. Nu știu cât e rară chestia asta, dar eu n-am văzut până acum niciun video de genul. Deci mă gândesc că totuși trebuie să fie cât de cât rară. N-am văzut la niciun român, habar n-am dacă mai făcut cineva. În străinitate 100% mai făcut cineva, dar eu n-am văzut până acum așa gen un video, să stau să mă uit la el, să văd exact cum decurge un match în care se termină egal la 3 coroane sau ce recus astea la spartă de King Tower. Cam asta a fost episodul, fraților, nu uitați să-i dați un share și un like în cazul în care v-a plăcut. Să aveți o zi super faină, salutare!